Îți menții inima sănătoasă prin dieta DASH. Acest plan alimentar care face furori în rândul nutriționiștilor din SUA îți permite să mănânci de toate în timp ce slăbești treptat. Concepută pentru hipertensiv, este considerată una dintre cele mai echilibrate și sănătoase diete. Nutriționistul Cristian Mărgărit îți spune în ce constă acest regim. Elimină cantitățile mari de zahăr, de grăsimi procesate și aduc în special fructe, legume și cereale integrale. Deci schimbă cerealele ultra-rafinate cu cereale integrale. Apoi pasul următor este evident să reduci și aceste cereale integrale și să adaugi surse de proteine, nuci, semințe, leguminoase. Este o dietă care imită, emulează destul de bine dieta mediteraneană, cu diferența că folosește lactate de grăsime. Compoziția dietei DASH aduce un aport ridicat de calciu, proteine și potasiu. Prin urmare, ea ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare, scade tensiunea arterială și reglează glicemia. Cardiologul Antoniu Petriș spune că prin această metodă îți menții sănătatea inimii în timp ce te gândești să slăbești rapid și ușor. Alimentele probleme, cum ziceam, alimentele care sunt grase, alimentele care sunt sărate, în momentul în care alimentația nu este adecvată, evident că patologia coronariană este dominantă, apar durerile, inițial la eforturi mai mari, după care din ce în ce mai mici, pentru a culmina cu ceea ce noi numim marea criză anginoasă, adică instalarea unui infarct miocardic. În România, la fiecare 30 de minute, un român moare de infarct. Acest număr îngrijorător ne plasează pe locul 1 în Europa, cu o medie de 109 decese la 100.000 de locuitori. O statistică făcută de Organizația Mondială a Sănătății arată că la nivel mondial înregistrăm anual 17 milioane de decese cauzate de boli de inimă. Mai grav este că OMS estimează până în anul 2030 o creștere a bilanțului până la aproximativ 24 de milioane.